Şahsin. Şahsin. İçin değil. Karbonatı mı? Ne bütün doydu? Sıdış mı iyi dedim ki bir da. Trebuie până la final? 25. Trebuie pe 25, mai merg, deja, da, final. Deci mergea pe 6. Pe 6, da, trebuie să observăm. Da. Și mai sunt. 115-75. Prin 25, clar. Prin 25, nu, 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 nu. Prin 15. Prin 15. Prin 15, ia uziți. Da, prin 15 merge. Deodată. Da? Și merge de câte ori de 7 ori, 5, 3, 5, da, 7 ori și acolo jos merge de 5 ori. Da? 49 pe 56. 49, da? Pe 56. 56. 49 și 7 ori, 7? Da, 56 e 7 ori. 7 pe 8. 165 pe 105. 165 pe 105. 105 tot mai ți-am zis că prin 15. Da. Și 10, 11 acolo. 11 pe 6. 2 la 15 asupra, 2 la 17. Pe cât putem să zicem? 2 la 15. 2 la 15. Și dă 1 pe? Dă 1 supra, 2 la 2. Nu, 1 supra 4. Merge. Da? Pe 4. Apoi. 3 la 18, supra, 9 la 9. Păi 9 la 9 pot să scriu ca 3 la 2. Totul la 9, adică 3 la 9, 3 la 18. 3 la 18 împărțit la 3 la 18? Prin 3 la 1, 1 pe 1. Egal cu 1, apoi. Următorul, 2 la a 7-a, 2 la a 7-a ori 5 la a 13-a, supra, 2 la a 9 ori 5 la a 15-a. Nu văd, scrie așa de mică, nu văd. Da, am zis corect, să știți. 2 la 7 ori 5 la 13, 2 la 9 ori 5 la 15. Putem să simplificăm prin 2 la 7 ori 5 la 13 și să fie egal cu 1. Cum facem simplificările acolo? Așa. O să fie egal cu 1 supra 2 la 2 ori 15 la 2. Ori 5 la 2. Rămâne, cu, rămâne unii mai mari, exponente, da? 5 la a 2. 15 minus 13, da? 2 la 7 ori 5 la 13. 2 la 7 ori 5 la 13. Ori 3 la 20 supra 10 la 9 ori 9 la 11. Egal, haideți să lucrăm jos acolo, că nu-i place, da? Da, domnul profesor, să ne scriem, egal cu 2 la 7, ori 5 la 13, ori 5 la 13, ori 5 la 20, 2 ori 5, 2 la 9, ori 5 la 9. Așa. Așa. Ori 3 la 22. E bine, da? Corect, da. Și acum o să simplificăm prin 2 la 7, ori 5 la 13, ori 3 la 20. Așa. Adică și o să de... Și o să fie egal cu 1 supra 2 la 2, ori 5 la 2, ori 3 la 2. Corect. Următorul face dar. 1 supra 2 la 2. Da, 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 e corect. Da. Adică 1 supra 2, ori 5, ori 3, totul la 2. 2, ori 5, ori 3, totul la 2. Dar e corect? Că nu am fost acest. 2 la 2, 5 la 2, 3 la 2, e corect. Rămas aici, David, 7, 9, 2, 13 până la 9, 13 rămânea sus, Daria. Deci, Daria, vezi, ne-am grăbit. Uite, uite o leacă. Asta e mai mare 5 la 13. E 5 la 13 și jos e 3. Deci, David, să mă urmărești, că nu scrim așa. E 5 la 13 sus. Și 5 la 9. Și jos e 5 la 9. Și atunci 13, 9, 5 la 4. Dar stați puțin, că aici... Auzi, așa e dat exercițiu, Daria. Păi da, da, atunci cum scădem de sus în jos, doar nu putem să luăm numai o parte și dar păi, ce? Păi uite așa, simplificăm, e ori. Uite, 2 la 7 cu 2 la 9 rămâne sus. Eu pe 5 la 13 pot să scriu ca fiind 5 la 9, ori 5 la 4. 5 la 9 cu 5 la 9 sunt pe 5 și rămâne 5 la 4. De sus rămâne 5 la 4. Acolo unde rămâne, unii mai mari exponente, acolo rămâne. E ori între ele și putem să tăiem așa, domnul profesor, 2 la 7 cu 2 la 9 și rămâne 2 la 2. Sigur că da, sigur că da. Deci, practic, 7... 2 la 7 aș duce tot și aici rămâne 2 la 2. Exact. 5 la 13 cu 5 la 9 și sus rămâne 5 la 4. Atenție când facem. Și 2 la 20 cu 3 la 22. Și jos rămâne 3 la 2. Și rămâne aici. Da? 2. Deci e 5 la 4 supra. 5 la 4 supra 3 la 2.
3 la a doua ori, mai aveți ceva, ori 2 la a doua. Așa ai scris, Daniel? Da. 5 la 4, ori 3 la a doua? Supra, atenție. 15 la 13, ori 21 la 20, supra 35 la 9, ori 99 la 11. Davide, o faci, da. Fiindcă nu-ți prime Davide, încep să zici 15 și 3 ori 5, da? Da. 3 la 13, 5 la 13. Așa, le descompunem. Hai, 3 la 13. Și totul la 13. Da, facem așa, 3 la 5, ca să mergem mai repede. 3 la 13. Așa. Ori 5 la 13. Ori 5 la 13, ori 7 la 20, ori 3 la 20. Și așa se scrie tot pământul. Da. Da, supra. 7 la 9, ori 5 la 9, ori 11 la 11, ori 9 la 11, pe 9 pot să scriu ca 3 la 2. 3 la 22 acolo. 3 la 22 ca să nu mai pierd timpul, da? Da. Și acum haideți să simplificăm așa să vadă, domn profesor, ei. Da. Nu, uitați, 3 la 13 cu... A, da, mai aveți un 3 la 20, atenție, haideți să mai lucrăm un pic. Deci punem deodată... 3 la cât? 3 la 20 la 13. 3 la 33. Deci 5 la 13, ori 7 la 20, ori 3 la 33, supra 7 la 9, ori 5 la 9, ori 11 la 11, ori 3 la 20. Și acum haideți să simplificăm. Păi, 3 la 33 cu 3 la 22, adică 3 la 11. Da, tăiați doctorul. Așa. Și aici se mâine 3 la 11. Păi și pun, 3 la 11. Bun. Ori. 5 la 13 cu 5 la 9. 5 la 4. Tăiem pe 5 la 9. Așa, 5 la 9. 5 la 4, doctorul. Ori. Da, 5 la 4. 4. Ori 7, stați, 7 la 11. 7 la 11, da? Da. Supra, 11 la 11. 11 la 3 la 11. Și terminăm. Ai înțeles, Daniela? Da. Bine. 7 de la pagina 67, ultimul. A. Scrieți fracțiile echivalente cu 2 pe 7, care au numărătorul mai mic decât 13. Fracțiile echivalente cu 2 pe 7... care au numărătorul mai mic decât 13. Să fie echivalent, echivalent, echivalent. Și numărătorul mai mic decât 13. Da. Prima fracție echivalentă cu 2 pe 7, care o să fie? 2 pe 7. 4 la... 4 pe? 4 pe 7, 14. 4 pe 14. 4 pe 14. Da. Dar noi vrem numărătorul mai mic decât 13. 14. Numărătorul e cel de sus. Da. E gama de particul. Daria, care e următoarea? Echivalentă. 6 pe 21. Corect. 6 pe 21. Următoarea, Davide? 8. Pe? 8 pe... 4 ori 7? 4 ori 7, 28. Da. Următoarea? 10 pe 35. Corect. 10 pe 35. Și următoarea? 12 pe? 12 pe... I ori 6, Davide. 42. 42. Și atât, dacă mă duc, mai îl depășesc pe... Numărătorul mai mic decât 13 și am ajuns la 13. Fie, asta mai mic decât 13, da? Da. Și asta. M-am oprit. B. Scrieți fracții echivalente cu 1 pe 5. Exact, 1 pe 5. Care au numărătorul divizor al numărului 20. Deci numărătorul. Numărătorul trebuie să fie un divizor al numărului 20. Care sunt divizorii numărului 20? 5, 1, 20. Sunt. 1, 20. 1, 20. 5, 4. 2, 4, 5, 10. 60. Deci scriu frațile echivalente care au un numărător. Care au numărătorul divizor al numărului 20. La care ne oprim? La ce divizor ne oprim? Dacă luăm pe divizor 1, a, asta rămâne. 1 pe 5. Da. Pentru divizorul 20, ce fracție scrie? Pentru 20. Da? Nu pot să fac, pot să fac 5 ori cât am înmulțit? 1 pe 5 egal cu... 100.
Mulțesc cu 20 și sus 20 și jos. 20, 20 pe 800. Pentru 2? Pentru 2, 12. Corect. Au să altă, ne? 2 pe 10, 10, da? Pentru următorul divizor, cât am avut acolo? Egal pentru cu 4. Pentru 4, cât o să fie copii? 4 pe 20, corect. 4 pe 20. Pentru 5? 5 supra 25. Corect. Pentru 10? 20, da? Și pentru 10? 10 supra 50. 10 supra 50. Și ce? Scrieți fracțiile echivalente cu 3 pe 2 care au numitorul, de data asta, cel mult egal cu 10. Numitorul, cel mult egal cu 10. Fracții echivalente. Cel de jos, cel mult 10. Numitorul, cel mult egal cu 10. Și numitorul mai mic decât 10. 6 supra 4. 6 pe 4, da, tu dai pe următoare, hai. Egal cu 6 pe 4, dar da. Egal cu 9 pe 6 și următoarea? 12 pe 8. 12 pe 8. Terminat. Algebra. Ce sinteză facem aici? Hai să vedem ce a făcut aici. Fracții echivalente, fracții ireductibile. Hai să zic. Fracții subunitare, supraunitare, subunitare, n-am făcut. Da, fracții echivalente, fracții ireductibile, în primul rând. Fracții echivalente, fracții ireductibile, fracții subunitare, fracții echiunitare, echivalente, subunitare, echiunitare, echivalente, ireductibile, reductibile, reductibile și când fracție există, cum punem la profesor? Condiții de existență a unei fracții. Și condiții de existență a unei fracții. Asta am văzut la azi. Condiții de da. Existență a unei fracții. Închidem fișierul și facem de legii, domn profesor, cum avem timp. Unei fracții. Apoi am mai făcut aici ecuații, când am rezolvat acele ecuații de grad da, multe. Da, da. Ecuații de grad, gradul 1 și inecuații. Inecuații, când avem inegalități astea, da? Inecuații de grad. Da. Da. Numele natural. Închidem și facem alt fișier, da? La revedere! Nu uitați să ne urmăriți!